Dumneavoastră înțeleg că v-ați asumat o întrebare incomodă în acest volum. Și este o întrebare pe care uneori politicienii în special o evită pentru că răspunsul nu le convine. Credeți că este un subiect care ar trebui să și-l asume, nu știu, clasa politică, guvernanții, societatea, pentru ca să dea exemplu de asumare și responsabilitate în fața istoriei? Acum eu am două răspunsuri la întrebarea respectivă. Reușind din experiența altor state, în cazul respectiv, cu siguranță fac referință la cazul Germaniei, care este statul model privitor la faptul cum și-a asumat responsabilitatea sa în cazul Holocaustului, spre exemplu, și marea majoritate a tuturor celor care au observat și cunosc cum a reacționat Germania, care a fost procesul prin care a trecut, îl consideră un model demn de a fi emulat. În același timp, pur personal, eu, ca istoric, nu știu dacă neapărat clasa politică poate rezolva aceste probleme. Cu siguranță, prezența acestei teme în spațiu public, prezența acestei teme în curriculum de istorie, cred că își are menirea sa și are rostul său în cunoașterea subiectului, în dezamorsarea anumitor tensiuni care există. Atunci trebuie să vă întreb altfel, cercetând de aceste subiecte și să spunem clar că este vorba despre Holocaustul și persecutarea evreilor și a romilor, dacă cercetând aceste subiecte ați descoperit că aceste teme au fost deliberat tăinuite și deliberat au fost ținute în sertare sau nu? Da. În mare parte, aceste teme au fost deliberat tăinuite, în diferite perioade, din diferite motive. În perioada sovietică, din cauza că împiedica creierii mitului unui popor unic erou sau unui popor unic victimă, poporul sovietic. Deci, fragmentarea care presupunea istoria Holocaustului, pentru că în situația discuției și cercetării Holocaustului indiscutabil apărea grupul populației evreiești ca o victimă, știți cum, mai victimă decât alții. Iar călăi la rândul lor sau autorii Holocaustului trebuie să fie doar nemți. Da, da. Și, deci, în perioada sovietică, din motive respective, se omitea într-un fel, pentru că în diferite circunstanțe, știți cum se folosea eufemismul cetățeni sovietici sau cetățeni pașnici, de exemplu în cazurile când era locul înhumării anumitor evrei care au fost undeva împușcați sau asasinați. Și atunci, chiar dacă există plăci comemorative din perioada sovietică, pur și simplu era scris, se folosea terminologia respectivă. Și după ce Uniunea Sovietică s-a destrămat? Deja când am început a cerceta tema respectivă, se observa clar o reticență printre istoricii cu propensiune, hai să spunem, pro-românească, din cauza iarăși din presupunerea că cercetarea Holocaustului o să aducă în lumină multe chestii neplăcute care cumva poate ar dăuna cauzei românismului. Și, de fapt, din aceleași considerente, istoricii cu propensiune, hai să spunem, pro-rusă sau pro-sovietică, considerau că este o temă care ar trebui studiată. Și atunci, din start, m-am trezit fiind întrebată de colegii mei de care parte a baricadei sunt eu. Din start vă treziți cu doi dușmani din ambele părți. Da, și în încercarea mea de răspunde, că, pur și simplu, încerc să fac cercetare, adică în mod serios încerc să văd ce s-a întâmplat, pentru că mi-am dat seama cu multă rușine la un moment dat că eu fiind
istoric, diplomă de istoric, care am făcut studiile în istorie, practic nu cunoșteam mai nimic de ce s-a întâmplat cu evreii în Basarabia în anii războiului. Și nu, când încercam să găsesc ceva ca să pot citi, să înțeleg mai multe, nu prea aveam ce găsi.